în septembrie, la Mănăstirea Epigon, am văzut și Noile Apariții. Aceasta e ultima carte apărută în 1900, în 2018, pardon. I-am zis, părinte, nu ne dați blagoslovie să traducem una. Aceasta este Vasilevsis Doxos, Împăratul Slavei, care exprimă exact titlul, să spunem așa, și icoana, exact acest paradox. Că drumul măririi este moartea. Ăsta e paradoxul extraordinar. Împăratul Slavei, zice părintele, este icoana ortodoxă care reprezintă pe Hristos Domnul răstignit pe cruce. Știți că așa scrie pe cruce. Împăratul Slavei. Plinătatea vieții și împărtășirea de slava dumnezeiască se dobândesc prin jertfirea totală, prin acceptarea de bună voie a morții. Aceasta este ceea ce va numi Pavel zminteala crucii. Adevărul viu, întemeietor, vital, care deschide omenirii calea spre viața cea nestricăcioasă și netrecătoare. Aici sunt adunate câteva din omiliile, din conferințele părintelui, care sunt absolut extraordinare. Mă rog, care mai de care, dar eu am fost pur și simplu copleșit de ultima dintre ele, și anume o mărturie, o cinstire adusă cuviosului Porfirie Capso Calivitu. Îl suspectam pe părintele Vasile Ividitu că este exponent al așa zisei eschatologii exclusiv liturgice sau eucharistice, că numai liturghie se întâmplă lucrurile. Până când am citit acest poem închinat cuviosului Porfirie Capso Calivitu, care este într-adevăr un poem închinat omului acestuia care, pentru a exista, se pierde pe sine, se afundă pe sine în neexistență, cum spune părintele. Duhul acesta ne scapă foarte mult. Cred că ați înțeles toată cartea, ca și Isodiconul de acum. Acum, să mai spun, mai este o carte apărută recent, care este oarecum un pantant cu Isodiconul, se cheamă Apolitikion. Isodiconul este troparul de început la liturghie, intrarea cea mare, când acolo se cheamă Isodicon. Iar Apolitikion este troparul de la sfârșit liturghiei. Mai e tot așa o carte mică, care e o mărturie atât de vie și care, cum să spun, ne cam răstignește certitudinile noastre. Înțelegeți? Ne cam răstignește știința noastră de carte și teologia noastră și ne cheamă la o simplitate a Evangheliei, de fapt. Eu sunt foarte, cum să spun, bucuros să constat că Părintele Vasilios, ca și Părintele Dumitru Stăniloae, să reîntorc la simplitatea Evangheliei și la adevărurile extraordinare care răstignesc mintea omului, dar nu încetează să fie soluția, zminteala crucii, așa mai departe. Este, cum spunea Părintele Stăniloae, un mod atât de eu l-am auzit odată și cu asta închei pe părintele și este și aici un text. În 2007, la un congres închinat Sfântului Ioan Gură de Aur, părintele a ținut o vorbire despre monahism. Erau acolo 60-70 de specialiști în Sfântul Ioan Gură de Aur. Exact specialiștii despre care vorbește dânsul. Apuseni cea mai mare parte, dar și ortodoxi. Toți au fost provocați și zmintiți de mărturia părintelui, care era în cu totul altă direcție, în cu totul alt duc. Toți au avut impresia că părintele e pe alături de subiect. Dar au urmat discuții și părintele a spus ceea ce pe mine m-a răvășit pur și simplu. Uitați ce, dacă zice dogmele voastre să așează între mine și Hristos, n-am nevoie de ele. Dacă biserica voastră, așa cum o închipuiți voi și o expuneți în tratatele voastre, să așează între mine și Hristos, n-am nevoie de ele. De ea. O mărturie pe care cred că ați simțit-o și în seara asta a eliberării, a libertății. Cuvântul ăsta este foarte mare. Și noi, din păcate, devenim meschini rămânând captivi lucrurilor care ne se par că sunt bune, dar nu sunt dumnezeiești. Mă rog,
îndemn să citiți cartea, evident. Și e o binecuvântare prezența Părintelui, o dumnezeiască, nu ne așteptam să fie. Va rodi, va rodi, o să vedeți. Amin.